fericile iubirii. Se pare că plecarea lui Victor a schimbat starea lui Marius la petrecerea de sâmbătă seara. De la ce ai stat asta? De când a plecat Victor. Asta. Cred că el mi-a dat-o. Să fie oare acesta singurul motiv să-i ascultăm cu atenție? Și tu? Și eu ți-am dat o stare cu asta? Ce-am făcut? Multe. Nu ți-am făcut nimic. Ba da. Hai, lasă-mi așa. Dacă zic... Ce? Mai egalea urât te faci. Te observ eu. Ce-ar trebui să fac și cum ar trebui să mă comport? Cum vrei tu? Mi se pare că fac nimic. Bă. Nu te mai înțeleg. Ce înțeleg? Pe tine. Păi? Fac eu de-ale urâte. Nu de-ale urâte, n-am știu. Observ eu câteodată. Cred că mi-a rămas mie în cap de-ale urâte. Doamne, am încercat nici măcar să... Eu știu la... Cred că ce ți-a rămas ție în cap. Da, știu. Nu știu de unde ți-a rămas treaba asta în cap, nu că nu am nici avut... Nici măcar 1% intenția de a face ceva, că nu... Nu știu, tot observ că ți-a rămas. Și... Ca să deostrez chestia asta, nici măcar n-am mai răspuns la absolut nimic. Când a zis un cuvânt, eu n-am mai zis nimic, doar ca să... Ca să ce nu trebuie să faci asta, ca să ceva. Dacă ți se par chestii de astea, eu încerc să evit cât pot, ca să vezi că n-am nicio... Ce știu, faci fără să vrei, dau să iau. Păi, cred că ești tu setat, că nu am nici cea mai mică... Și de ce observ? Nu știu, nici măcar nu știu ce observi tu, că nu... Să-ți iasă din cap prostiile, te rog frumos. Pă, bune, mă și enervez că ar fi fost ultimul la care chiar... Mai zice prostiile astea, că mai rămâne în vești. Am înțeles, poate mi se pare ce știu, am rămas eu cu sechere din copilărie. Probabil. Dar până la urmă, rezolvarea problemelor ar trebui să fie mai ușoară atunci când dragostea își face simțită prezența. Tu mă înțelegi? Tu vezi ce fericită mă faci? Nu vezi? Ești fericită? Da. Ce faci să fii fericit? Tu. Cum? Pur și simplu. Pur și simplu cum? Doar prezența ta. Bă, nu de ajuns? Da. Pentru cât timp? Pentru cât timp? Până o să mai fi, până o să murim. Nu vreau să ne despart, nici măcar moarte. Să mă cubă așa. Tu nu vezi că nu ți-aș da drumul nostru, după asta. Nici măcar nu mă ții. Mi-ai dat drumul deja. Tu ce simți? În legătură cu ce? Ce simt pentru tine sau? Ce? Simt că mă îndrăgostesc pe zi și trece. Hai mă, vorbești și tu serios. Da, vorbesc serios. Nu-i bine? Păi, nu ești la recital, ce mă întreb pe mine că nu e bine. Mă spui ce? Păi ai zis că hai mă, mă lași tot ce ai zis. Păi o dai așa. Vorbesc serios, păi vorbesc serios. Bun, dragilor, ia să auzim discuțiile voastre devin din ce în ce mai interesante. Adevărul e că dacă mă uit la fata asta e foarte frumoasă. De tot am înțeles pe cine ești tu gelos. Era vorba de gelozie. Eu observam niște chestii care m-au deranjat. La cine? La cine? Nu neapărat că nu era vorba de gelozie, erau vorba de niște lucruri care nu voiam să fie interpretabile. Înțeles, ai observat niște lucruri. La cine ai observat niște lucruri? La ea, la cine? La mine? Nu știu. Ce? A făcut ea vreun gest care ți s-a părut că n-a fost la locul... Da, dar am discutat și am rezolvat. Dar să știi că oamenii vor și ei să știe despre ce e vorba, că na, să aveți fane, aveți... Da, ce nu vorba? Era vorba de nimic important. Nu era vorba de nimic, nu știu. Păi știi ce să fie? Aveam eu stare, măi. Adică ce-a făcut mă Maria? Ce ai făcut?
ce ai făcut și nu... Nu. Dar să știți că lucrurile astea sunt ok, adică să nu vă gândiți că eu vă cert sau ceva. Că mi se pare firesc să vă cunoașteți și mi se pare firesc să vă spuneți, până aici pot eu. Cum facem? Adică eu până aici pot, cum gestionezi tu situația, știi? Deci despre cine vorbeați? Nu vorbeam despre o persoană, doar despre niște gesturi. Față de cine? Nu era față de cineva, așa cum se comporta în general. Față de tine? Da, față de mine. Dar ce nu a făcut? Sau ce a făcut prea mult? Nu că a făcut ceva. Mi s-a părut mie ceva și atât, atât. Ce mai ai, măi? Spune, domnule, da, uite, uite, e terminată, bă, Paula, abia așteaptă și... Zii, domnule, ce voi să-i... Ana a început? Ana a început? Păi stai la jumătate de oră și te întreb... Băi, vi-l aduc aici pe Neamărintă, vă dă cu udalea, cu Doamne iartă-mă și cu mătănii, dar nu vă vedeți. Paula e mic copil. Mi se părea că se retrage ea de lângă mine, nu știu. A, că nu stă cu tine suficient? Că te neglijează, să înțeleg. Ceva de ce. Păi da, da, știi, vine o vreme, adică era o vreme. Căsătoria, iubirea, dragostea, relația, cum vrei tu să-i spui, amantlâcul, cum vrei tu să numești, știi, nu constă în a sta bot în bot de dimineață până seara. E frumos, dar la un moment dat se duce naibii poezia, știi, adică mai trebuie să facă și altceva. E ca atunci când te pui în pat și te culci pe o parte. Și te culci și te așezați și așa cozy și mișto și așa. Dar la un moment dat tot vrei să te întorci pe partea ailaltă că amorțești, știi? Da, eu așa sunt mai apropiat și m-am obișnuit așa. Și mi se părea ciudat. Măi, voi despre ce credeți că vorbeau? N-am înțeles nimic. Dar poate nu spune Maria. Perfect. Păi nici Maria, nu știu că e... Mie mi s-a părut că vorbeau despre o persoană. Și mie mi s-a părut că vorbeau despre o persoană, dar acum... Adică atitudinea Mariei față de o persoană sau ceva, mm-hmm. sau a altei persoane față de Maria și a răspuns Maria într-un fel. Da, eu eram persoană. Vezi că... Să știi că noi cu toții ne-am uitat la același material, dar acum dacă voi sunteți acolo protagoniști, știi? Da. Și să știi că mincinoșilor le crește nasul. Zic și eu. Despre cine vorbește Ioane, prietenul tău? Păi tu o să știu. Păi n-ai văzut acolo, păi tu știi, e prietenul tău. Păi e prietenul meu, dar nu spune de bucătăria lui personală cu... Ei, nu, hai că băi, vă mai spuneți, băi, ce mi-a făcut, ce mi-a adresat. Deci chiar aveți dreptate, chiar ne spunem foarte multe lucruri, atâta doar că vă spun 101% sincer că apar n-am despre ce era vorba acolo. Eu nici sunt sigur dacă era vorba despre o persoană. Ionuț, avem mesaje pentru Maria și pentru Marius? Da. Să le auzim. Doi tineri frumoși care au calități esențiale în formarea unei familii fericite. Bunătate, sensibilitate, pasiune. Calități născute care nu se pot dobândi în timpul vieții. Le doresc să pornească în viață cu mult curaj, pentru că, într-adevăr, sunt suflete pereche. Unde transmit? Sub lapumă? Nu mă întreb pentru prieten. Alături de voi, dragii noștri. Cei mai plictisitori concurenți ever. Pur și simplu nu comunică între ei. Ori au momente de reculegere, ori se pupă. Este înțeles din priviri, că de vorbit nu prea știu. Decât discuții cu ochii în tavan sau privind prin celălalt, prefer tăceri pierdute în ochi în ochi și 7 buze în buze. Din păcate, Maria se mulțumește cu puțin, iar el cred că o place doar fizic pe Maria și să aibă și el ocupație în casă. Când e vorba de făcut tâmpenii, e primul acolo în acțiune și când e cu Maria, e leșinat tot. Da, o sărută, dar asta nu înseamnă mai mult decât o atracție fizică. Bun, cam astea sunt și bune și rele, mulțumim, știți cum e. Da, acum mutăm puțin pisica în ograda al cuiva, știți cum e. Mamă, ce nu-mi plac mie pisicile. Înseamnă că-s drăguțe și atunci mutăm câinele, perfect, e bine? Perfect, să știi că și eu sunt alergică la pisici, dar nu mă deranjează. Eu sunt alergică la parșivitatea lor. Ele vin, mănâncă și pleacă. Nu se bucură deloc că vii acasă. Bine,